Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă serie de tutoriale în care vreau să vă vorbesc despre listele de rulante sau listele de tip drop-down din aplicația Microsoft Excel. Aceste liste permit utilizatorului alegerea unei valori dintr-o listă de elemente stabilită în prealabil, prin aceasta evitându-se introducerea în foaie de calcul a unei valori greșite. Bineînțeles că alegerea unei valori dintr-o listă de rulantă este o operație mai puțin consumatoare de timp față de editarea manuală a valorii dintr-o celulă. O să încep prin a prezenta modalitatea prin care se pot introduce listele de rulante într-o foaie de calcul, apoi vom vedea cum putem actualiza conținutul listelor de rulante în mod dinamic, apoi cum putem aplica formatarea condiționată chiar și pentru o listă cu conținut dinamic, apoi vom trece la noțiuni mai avansate și anume folosirea funcției VLOOKUP pentru a extrage date în funcție de elementul selectat dintr-o listă sau cum alegerea unui element dintr-o listă modifică conținutul unei alte liste de rulante. Și nu în ultimul rând, cum putem căuta anumite elemente într-o listă, introducând într-o celulă doar o parte din elementul căutat. Acestea fiind spuse, să începem. Să spunem că avem de introdus într-o foaie de calcul Excel statusul situației școlare a elevilor, promovat sau repetent. Bineînțeles că putem introduce de la tastatură aceste valori pentru fiecare elev în parte. Mult mai rapid ar fi utilizarea listelor de rulante. Pentru a introduce o listă de rulantă într-o celulă, se selectează celula în care se dorește introducerea listei și apoi se acționează meniul Data, apoi opțiunea Data Validation. Din fereastra nouă apărută, de pe tabul Settings, zona Allow, se va alege opțiunea List. În acest moment trebuie să stabilim elementele listei. Vom introduce de la tastatură aceste elemente separate prin caracterul virgulă. Acum, la acționarea butonului OK, în celula E4 s-a introdus o listă de rulantă. Pentru a introduce această listă și în celulele corespunzătoare celorlalți elevi, nu avem altceva de făcut decât să plasăm mouse-ul în zona din dreapta jos a celulei care conține lista de rulantă și să expandăm această listă și către celelalte celule. În acest moment avem posibilitatea pentru fiecare elev să alegem din elementele listei de rulante statusul situației școlare. La introducerea unei astfel de liste de rulante există posibilitatea stabilirii unui mesaj de îndrumare pentru utilizatorul care va folosi această foaie de calcul. Pentru a face acest lucru se selectează celula cu lista respectivă, se acționează din nou meniul Data, apoi opțiunea Data Validation. Și din tabul Input Message vom da un titlu acestui mesaj, de exemplu îndrumare, și vom scrie mesajul pe care dorim să îl transmitem. Acum, la acționarea butonului OK, se va afișa către utilizator acest mesaj. Bineînțeles că acest lucru poate fi expandat și către celelalte celule. Dacă într-o celulă care conține o listă de rulantă, utilizatorul dorește introducerea unei alte valori față de elementele listei, Excel-ul va afișa o eroare. De exemplu, dacă în această celulă introducem această valoare, la acționarea tastei Enter se va afișa o eroare. Pentru a stabili anumiți parametri pentru această eroare, se acționează meniul Data, apoi Data Validation și din tabul Error Alert se poate debifa această opțiune, caz în care Excel-ul nu mai afișează această eroare și va permite introducerea în respectiva celulă pentru orice valoare. Sunt foarte rare situațiile în care este folosită această opțiune. Dar putem schimba tipul mesajului pe care Excel-ul afișează. În acest caz, implicit, avem opțiunea Stop, în care nu ne este permis introducerea de la tastatură decât a valorilor care se regăsesc în elementele listei. Dar putem stabili un mesaj de avertizare și bineînțeles că în acest caz Excel-ul va permite introducerea unei alte valori. Și acum avem la dispoziție butonul Yes, în care dacă îl acționăm, Excel-ul va permite introducerea acelei valori. Și bineînțeles,
putem informa utilizatorul asupra faptului că a introdus o altă valoare decât valorile prestabilite. La fel și în acest caz, Excel-ul va permite introducerea în respectiva celulă și a unei alte valori decât valoarea care se regăsește printre elementele listei. Regăsim butonul OK, la acționarea căruia Excel-ul preia respectivul element introdus de la tastatură. Trebuie menționat faptul că la crearea unor astfel de liste, elementele listei pot fi introduse într-o foaie de calcul separată. De exemplu, dacă vom crea o nouă foaie de calcul pe care o să o redenumim date și în această foaie de calcul vom introduce elementele listei, adică promovat și repetent. Vom putea prelua aceste elemente în lista din foaie de calcul numită liste. De această dată vom executa un click în zona Source și pentru a stabili sursa din care lista să-și preia elementele, vom executa un click pe foaia de calcul date și vom selecta cele două celule care conțin elementele listei. Se observă că în acest moment, în mod automat, s-a introdus direct adresa absolută a respectivei zone care conține elementele ce se doresc introduse în listă. Executăm un click pe butonul OK și în acest moment putem alege elementele pe care le dorim din lista derulantă. Este interesant de stabilit o culoare de fundal celulei care conține lista derulantă în funcție de elementul selectat. De exemplu, dacă s-a selectat elementul promovat, culoarea să fie verde, iar pentru elementul repetent, culoarea roșie. Pentru rezolvarea acestui lucru vom apela la formatarea condiționată pe care o regăsim în meniul Home și unde vom stabili o regulă nouă. Vom apela la o formulă pentru această regulă. Formula va fi interpretarea valorii din celula E5 pentru cele două valori, promovat și repetent. Trebuie menționat faptul că elementul promovat trebuie scris între ghilimele. Și acum, pentru a stabili o culoare de fundal celulei, vom acționa butonul Format și apoi tabul Fill, de unde vom alege o culoare verde. Se observă că pentru elementul promovat s-a schimbat culoarea de fundal a celulei în verde. Acum, dacă aleg repetent, se observă că celula revine la culoarea albă. Pentru a stabili culoarea roșie de fundal, vom apela din nou la formatarea condiționată, vom crea din nou o regulă nouă, dar de această dată pentru E5 vom verifica dacă elementul selectat este repetent. Bineînțeles, din nou click pe butonul Format, Fill, dar de această dată vom alege culoarea roșie. Și se observă că în funcție de elementul selectat, culoarea de fundal a celulei se schimbă. Bineînțeles, pentru a expanda această formatare condiționată și pentru restul celulelor, vom apela la metoda drag and drop și în acest moment toate celulele care conțin această listă derulantă au această formatare condiționată.